Universul la feminin. Universul la feminin. Dragi prieteni, trebuie să avem răbdare, pentru că iată, facem niște combinații în așa fel încât să fie cât mai bine. Haideți să începem, pentru că avem o oră plină. Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Universul la feminin la Radio Shalom, cam fiecare luni la ora 17. Așa cum v-am anunțat, astăzi avem un interviu de suflet pe care l-am dorit de multă vreme. Veți asculta o doamnă care pentru mine reprezintă un model de idișe mame. Este vorba despre doamna Risha Daici. Pentru ascultătorul care nu cunoaște viața evreiască din România, aș vrea să spun doar câteva cuvinte. Risha este un om minunat, un suflet mare, o mamă și o soție cum rar găsești, dar și un educator de la care cu toții avem de învățat. Cu ea în preajmă, viața comunității este mai bogată. Ea este un liant care leagă suflete și aduce mânghiere celor care au nevoie. Desfășoară activități umanitare, este o excelentă organizatoare. Așa am și cunoscut-o atunci când, în urmă cu câțiva ani, Mihaela Nadler m-a invitat la Ladies Club, Clubul Doamnelor, o inițiativă a Rishei de a însufleți viața comunitară a femeilor evreice din București. Risha este soția rabinului Naftali Daish de la Chabad, un rabin înțelept, așa cum sunt toți rabinii noștri, și sper că vom avea vreodată prilejul să-l invităm într-o emisiune a noastră. În interviu veți asculta pe Risha vorbind despre o paletă de lucruri toate frumoase, toate de suflet. Nu întâmplător am început în ordine inversă derulării ediției de astăzi, pentru că de fapt voi începe imediat cu o nouă rubrică, așa cum am promis-o. Chiar de astăzi va fi Politica Pastila Amară. Invitatul permanent al acestei rubrici este un membru al comunității noastre, un prieten bun al meu din copilărie, revăzut după mulți ani, după reîntoarcerea lui în România. Este vorba de domnul Radu Iscovici. Ne dorim această rubrică, ne dorim spirituală, plină de umor, de calitate, dar poate și folositoare alegătorilor noștri, pentru că tocmai se apropie mersul la... Rămâneți cu noi de la început până la sfârșit și veți simți bucuria unei ediții care are ce vă transmite așa, la început de săptămână. Începem cu politica pastila amară. Mulțumesc! Bună ziua, dragi prieteni! Sunteți la o nouă ediție a emisiunii Universul la feminin. Și fiind așa trecut de mijlocul lunii august, ce ne-am gândit? Noi ne-am gândit să introducem o nouă rubrică. Ne apropiem de alegeri. De fapt, nu știm exact când vor fi, dar așa par a fi destul de aproape. Și ne-am gândit să lansăm o rubrică, Politica Pastila Amară. Sigur, e un titlu provizoriu, ne vom gândi împreună cu dumneavoastră și vom vedea pe urmă. Invitatul acestei rubrici este un membru al comunității noastre, prieten al meu din copilărie, revăzut după mulți ani, după reîntoarcerea lui în România. Este vorba de domnul Radu Iscovici. L-am invitat să facem această rubrică, dacă nu folositoare alegătorilor, măcar spirituală și plină de umor. L-am invitat pe Radu, dar nu în calitatea lui de chimist. El este modest și atunci o lăsăm așa cum ai vrut Radu, ci datorită proverbialului simț al umorului cu care am certitudinea că ne va pigmenta emisiunea de luni la ora 5, adăugându-i sarea și piperul de care avem nevoie din perspectiva faptului că în curând mergem la vot. Radu, îți propun ca în această primă ediție a rubricii Politica Pastila Amară să vorbim despre cei care dau votul lor pentru ca unii sau alții să devină primari, aleși locali, acei oameni care trimit politicieni în Parlament. Astăzi îți propun să vorbim despre alegătorii pe care îi cunoaștem noi și aș vrea să știu cum îi împarți tu, cum îi categorisești tu. Te ascult cu mult drag.
Mulțumesc. Vreau în primul rând să mulțumesc postului Radio Shalom, emisiunii Universul la Feminin și ție, dragă Serena, pentru această oportunitate și pentru prezentarea făcută. Îi salut pe ascultătorii acestui post de radio și sper să le placă ce vor auzi sau, în cel mai rău caz, să-i facă să reflecteze la unele probleme de actualitate. Mai ales că, așa cum bine spui, în curând vor fi chemați să-și facă datorie cetățenească în alegerile locale și parlamentare. Asta, bineînțeles, dacă domnul COVID nu se va opune. Evident, pilula aceasta reflectă propriile mele opinii și nu angajează răspunderea Radio Shalom sau emisiunii Universul la Feminin sau a redactorilor săi. Și acum să trecem la chestiune. Multă lume este nemulțumită de viața politică din țară, de partidele politice și de politicieni, de presă, de instituțiile statului, etc., etc., etc. De bună dreptate. Suntem departe de a avea o situație ideală, partidele politice, mari sau mici, se coagulează nu în jurul unor ideologii economice, sociale sau politice, sau în jurul unor anumite programe de guvernare, ci se coagulează în jurul unor clanuri de interese egoiste sau în jurul unui lider dubios. Biografiile politicienilor noștri au numeroase lacune, atât în privința studiilor, a trecutului, cât și a experienței relevante. Presa este în mare măsură doar o oglindă propagandistică a sponsorilor săi, mergând de la prezentarea distorsionată a realității și atingând culmi de minciuni sfruntate și calomnii josnice, demnă de presa fascistă sau comunistă a secolului trecut. Cât despre instituțiile statului, ce să mai vorbim? Par niște stupi proiectați de un creator pervers în care rolul conducătorului au trântorii, iar arminele muncitoare au devenit o specie extintă. Dacă apare vreo regină care dorește să facă puțină ordine în stup, e genta lungată și unul din trântori este numit în loc. Acestea fiind zise, am o întrebare de pus. Dar cum au ajuns acești politicieni zburători și partidele lor minunate în instituțiile statului, în parlament, în guvern, în ministere, în primării, consilii județene, etc.? Răspunsul este simplu și trist. În ultimii 30 de ani, măria sa alegătorul i-a uns în funcții pe toți aceștia. Adică noi, votanți. Deci înainte de a forfeca partide și politicieni, hai să ne uităm puțin și la profilul alegătorului. Al cetățeanului simplu care se duce să-și depună buletinul de vot în urnă. Sau nu se duce. Să analizăm modul său de abordare a politicii. Avem aici mai multe tipologii care explică rezultatele alegerilor. Desigur, dacă întrebi pe fiecare cetățean acesta să spune că el alege cu mintea și mai puțin cu inima, pentru că el este rațional și bine informat. Zău, rezultatele din ultimele 3 decenii nu prea par să arate asta. Deci, în continuare, mă voi referi la 3 tipologii caracteristice, opuse în aparență, dar enervante în egală măsură. Prima tipologie este alegătorul de tip microbist. Pentru el, partidul politic este ca echipa de fotbal. Nu contează ce face, cum joacă, el merge cu ei fără la cap. Chiar și când pierde, există o explicație de tip conspiraționist. Arbitrii sunt de vină, au fost cumpărați de rivali. Au intervenit interese străine care au aranjat ploaia, care a înmuiat terenul de antrenament. Presa ostilă i-a criticat pe nedrept și de aceea jucătorii echipei nu au intrat într-o depresie și nu au jucat la potențialul lor. Rivalii, deși sunt mai slabi, au fost finanțați în secret de echipele din campionatele străine, ca să câștige ei și să nu trebuie să înfrunte echipa noastră atât de tare și națională în competițiile internaționale. Și ce râdeți de atacantul nostru central că se împleticește pe teren? Păi nu vedeți că atacantul rivalilor este bâlbâit? Cum vă permiteți? Omul nostru e un erou, așa a declarat și mama lui. Degeaba încerci să ai o conversație rațională cu alegătorul microbist. El nu va abandona culorile partidului său
Nici dacă se va dovedi fără putință detaliată că au mințit, au fraudat, au furat sau au provocat mare dezastre prin lipsa lor de bun simț și de competență. Va găsi întotdeauna o explicație lucubrantă. Maximum, nu va mai vorbi cu tine, te va evita ca pe ciumă. Alegătorul microbist se va înstrăina de familie, va rupe relațiile cu părinții, frații, copiii săi, care sunt de altă părere și nu se închină vițelului partinic de aur, ca să folosesc o comparație cu exodul biblic. A doua tipologie este alegătorul idolatru. El seamănă comportamental cu microbistul, dar pentru el liderul, conducătorul contează. Nu partidul și ideologia acestuia sunt importante. Ele pot schimba în timp odată cu poziția idolului său, pe care îl venerează ca pe o zeitate infailibilă. Idolul nu greșește nici măcar când o face de oaie. El cu siguranță știe ceva ce nici partidul său și nici camarila din jurul său nu știu sau nu realizează, cu atât mai puțin muritorii de rând. Spre deosebire de microbist, idolatrul își urmează liderul chiar și atunci când acesta trece de la un partid la altul, precum gâza zboară din floare în floare. Am avut o discuție cu astfel de persoană. Idolul ei este un politician binecunoscut și de mare succes, care pe baza popularității sale, dar și aurii față de oponenții săi corupți și incapabili, a candidat și a câștigat în mai multe rânduri. Caracterul autoritar, legăturile cu plutocrați corupți și cu alți politicieni dubioși cu probleme penale au dus la ruperea idolului de majoritatea consilierilor săi de valoare, care au început să-și exprime dubii față de politica zeității olimpiene. Reacția persoanei idolatre cu care am vorbit a fost: las că știe el ce face, el are întotdeauna dreptate. Ce să mai discuți cu o persoană care, fără să știe, îmi repetă sloganul Italiei fasciste al lui Mussolini: Il duce a sempre ragione. Conducătorul are întotdeauna dreptate. A treia tipologie este cetățeanul pe care eu îl numesc intelignat. Da, ați auzit bine. Nu inteligent, intelignat. De la intelect și lignos, adică material lemnos. Este de fapt un nealegător. El joacă rolul unei persoane fine, delicat, cu alte standarde intelectuale și morale. El știe că politica, dragă domnule, este o cloacă. Nu găsești pe nimeni curat, inteligent, pregătit, înalt, sexy, brunet, bun orator, dar care să știe să și tacă și să facă. Cu o politică socială de stânga, dar una economică de dreapta. Să fie european, dar în limita naționalismului getodacic. De aceea, el nu se duce să voteze. Nu ai cu cine, domnule, nu ai cu cine. Sunt sătul să votez răul cel mai mic. Foarte bine și frumos. Dar dacă nu votezi cu ceea ce percepi ca fiind răul cel mai mic, vei contribui la alegerea unui rău mai mare. Nu pare o alegere logică, nu-i așa? Da, oamenii s-au obișnuit ca cu societatea de consum. Intri în orice supermarket și din bogăția de produse îți alegi pe cel care corespunde tuturor cerințelor și dorințelor tale. Piața politică, din păcate, este mai puțin diversă și trebuie ținut cont de marfa de pe raft, adică de viața reală și opțiunile sale. Oamenii cu adevărat raționali ar trebui să-și prioritizeze cerințele și să se orienteze în funcție de ceea ce este cu adevărat important pentru ei. De asemenea, este necesar să evalueze și capacitatea profesională a echipei care va trebui să implementeze un program de guvernare. Când miniștrii actuali sau viitori au diplome universitare de la instituții care doar le tipărăsc și le vând pe bani aceste diplome, sau de la Academii de Poliție, seria 1, 2, 3, atunci este bine să te mai gândești odată înainte de a-i vota. Mai ales că avem destule exemple de catastrofe generate de astfel de personaje din trecutul recent. Într-un final optimist, ca să ne meargă bine săptămâna asta, putem spune că în timp s-au înregistrat totuși progrese. Aceasta pentru că românii au început să circule liber prin lume, să vadă cum este în curtea vecinului, să mai citească și altceva decât presa de scandal local. Plus apariția unor generații noi care preiau inițiativă și
ca să revin la comparația cu ieșirea din Egipt, nu l-au cunoscut pe faraonul Ceaușescu și sclavagismul comunist. Aceste generații sunt deschise influențelor democratice occidentale, inițiativei private și libertăților individuale. Așa că, dragi ascultători, aceasta a fost o scurtă prezentare a tipologiilor despre care am făcut vorbire. Sper că, dacă nu ați găsit ceva de mare importanță și valoare, măcar să vă fi amuzat puțin. Eu vă mulțumesc și mulțumesc încă o dată Serenei și vă urez multă sănătate și noroc. Inspirație. Radu, îți mulțumesc foarte mult. Mărturisesc că n-am putut să nu zâmbesc pentru că am recunoscut umorul tău subtil dintotdeauna. Sunt sigură că vom avea reacții și le vom asculta cu grijă pentru edițiile viitoare. Și haideți să continuăm, dacă agenda ta îți permite, pentru că avem nevoie să zâmbim, chiar dacă uneori e puțin amar. Noi o să încheiem acum, da, te ascult. Bineînțeles, cu mare plăcere și cu mare drag. Vom fi în continuare, noi și așa suntem în relație în continuare, deci vom continua pe această linie. Da, vom continua fără doar și poate. Aștept cu interes reacțiile ascultătorilor noștri, pe care eu deja îi pot numi prietenii noștri, pentru că avem o listă în creștere de ascultători fideli. Și să spunem deocamdată la revedere pentru politica pastila amară pe care astăzi am introdus-o și ne auzim cu drag în edițiile viitoare. Mulțumesc, Radu, foarte mult. A fost Radu Itzkovic în emisiunea Serenei Adler, cu multă prietenie. Dragi prieteni, mulțumesc, Sofia. Aș vrea să spun două vorbe în timp ce Sofia va face puntea cu minunatul interviu cu Richard aici, pe care l-am lăsat, așa cum spun francezii, pour la bonne bouche, să-l aveți pentru toată săptămâna. Dragi prieteni, în primul rând dați-mi voie să-i mulțumesc mult de tot Sofiei Noi, care acum este în studio, pentru că noi amândouă experimentăm acum prima oară o ediție complexă. O parte este înregistrată, o parte sunt eu acum, iată, în live cu dumneavoastră și cu Sofia, așa încât vă mulțumim pentru îngăduință și eu funcționez și pe laptop unde mă vedeți acum, dar și pe acest telefon mobil, pe care primesc cuvinte tare frumoase și mulțumesc din suflet celor care au încurajat această experiență și care sunt încântați de rubrica pe care tocmai ați ascultat-o, susținută de Radu Itzkovic. Și îl anunț pe această cale, pentru că eu sunt acum în direct, că am ajuns cu numărătoarea la episodul 7. Deci îl mai așteaptă încă 7 săptămâni să se pregătească. Mulțumesc, Sofie, mult de tot și dacă ești gata cu interviul cu Risha, hai să o ascultăm. Mulțumesc mult de tot! Dragi prieteni, vă aflați la emisiunea Universul la Feminin de la Radio Shalom, împreună cu Serena și de această dată cu o invitată pe care doresc de mult să o aducă aici împreună cu noi și cu prietenii noștri. Este vorba de Risha Daici, soția rabinului Daici, și suntem în clipa asta la sinagoga din Piața Amzei. Dar mai multe informații și date despre această frumoasă sinagogă ne va da chiar Risha. Bună ziua, Serena! Pare bine să fiu cu tine aici la emisiune. E prima dată în viața mea când vorbesc la radio și chiar sunt foarte încântat, mai special că vorbesc română nu așa de bine. Dar o să ajut și doamna voastră pe frumos. Da, e perfect, vorbești foarte bine. Mersi. Da, suntem aici la sinagoga Yeshua Tova, asta e numele lui vechi, care a dat când a făcut-o, acum 200 ceva de ani, se pare 180 de ani. Scrie acolo, da, 180-40 de ani, de familia Elias, care a făcut această sinagoga minunat. Când am venit noi, familia mea din Israel, din partea Chabad Lubavitch, care este mișcare... Imediat vorbim, chiar da. Foarte bine că ai adus în discuție, să povestim puțin ascultătoarelor și ascultătorilor noștri ce înseamnă Chabad. Exact. Deci noi suntem aici acum 21 de ani, când am fost chiar copil, 4 de ani, cu soțul meu și un bebeluș, Mendy, care face luna asta 22,
Deci, da, mulțumesc. Când am venit aici, din partea Chabad Lubavitch, Chabad Lubavitch are reprezentativ în toată lumea. Asta este o mișcare foarte, foarte mare, care, hai să vorbim de cuvinte, ce înseamnă Chabad. Lubavitch este o stat, țara, la țara. Un stat. Village, very small village. Un sat foarte mic în Ucraina, da. În Rusia, Lubavitch, asta e, da. Lubavitch de la iubire, Lubavitch, Luba, da. Și acolo a început această mișcare de rabini de acolo. Asta e nume Lubavitch, născut pe toată lumea. În Franța, de exemplu, nu poate ști cuvinte Chabad, mai spune Lubavitch. Este școala Lubavitch, sinagoga Lubavitch. Dar mai are nume Chabad cu trei, hai să vorbim de cuvinte. De semnificația, da. Celor trei cuvinte, exact. Care formează nume. Exact. Este trei litere în ibraică, H, B, D, Chabad. Chabad e chochma, înțelepciune, bina e inteligența și dat e cunoaștere. Și asta, chiar aceasta trei cuvinte, este baza de ideea Chabad. Chabad, după mișcare hasidismului, care are multe ramuri. Fiecare rabin de hasidut, care a început, primul rabin care a deschis această drumul Baal Shem, acum aproape 300 de ani, nu sunt perfect cu o ani. Tatăl epoca meu... ne interesează, epoca, da, exact. Nimeni nu trebuie să țină minte acum la emisiunea noastră. Dar tatăl meu este istorion de Chabad, de, da. Dacă aude el emisiunea asta, nu înțelege. Că, da. Nu înțelege că e în limba română. Nu, da, dar el o să fie rușină că nu știu exact ani, exact cum știe, dar el așa perfect. Dar să știi că relevanța au epocile. Exact. Sigur că da. Chiar o să vorbim puțin de familie, de unde am venit părinții. Imediat. Și familia. Dacă o să avem, cum să n-avem, da. Timp să vorbim despre familia Rișe. Da, ok. Deci asta ce înseamnă Chabad? Chabad spune orice fac, orice regul care scrie în Tora, mitzvot, nu fac pentru că așa e nevoie și facem, Domne ferește, o să merg la genul, deci la iad. Nu mergi în iad, deci nu este o poruncă. Exact. Să ia partea pozitivă. Exact. Se înțelege oamenii, poporul evreiesc, da. Ce e în spate la orice lucru. Și se înțelege asta cu aceasta trei drumul, chochma, bina, dat, e cu înțelepciune, cu cunoaștere, pentru că pot să fac lucru că așa știu, așa am înțeles, așa am învățat. Dar dacă nu aveți această legătură, această lucru, această cunoaștere, hai să spunem o bunică cu $1,000,000 de dolari, de exemplu. Ok? Părinții de un copil a plecat undeva la țară și a lăsat la copilul, a lăsat $1,000,000 de dolari. Check, se spune? Check, da. Ok. La cine o să lasă această $1,000,000 de dolari? La copilul lor de 5 ani? Sau la mama, la bunica de 80-90 de ani. Bunica aproape nu vede, aproape nu aude, că foarte, foarte bătrână. Da. Sau la copilul. Sigur că o să las la cine? Serena, zi tu. Iată o întrebare, la mama copilului. La bunica, da, sigur. La bunica, sigur. La bunica. Pentru că copilul nu are atât discernământ, adică exact. Nu are încă suficient de discernământ să vadă ce face cu banii. Da? Exact. Bunica, și dacă nu prea vede, și dacă nu prea merge, dar nu este cunoaște. Înțeleaptă. Așa. Are această cunoaștere, are înțelege și legătura cu bani, știe că nu putem să lăsăm banii astea la copil. Asta e ce este în spate. Rabinul Schneur Zalman Miladi, care era primul rabin de această mișcare Chabad, el a scris carta de baza această mișcare, care se numește Carta Tania, care a făcut de 70 de limba, a făcut traducere această carte. În 70 de limbi a fost tradusă. Exact. Pentru înțelepciunea ei, care este universal, exact. Valabilă. Exact. Și ideea spune așa, orice lucru care fac, se fac cu bucurie și cu iubire. Noi două cred că înțelegem foarte bine acest sens, pentru că da. Cu bucurie și iubire facem ce facem. Mai special acum în corona, da? Mai ales așa. Aș vrea să vorbim despre familia ta, te rog, da. Familia ta. Deci hai să începem cu bunicii mei, care am încă o bunică, dar este în stare foarte rău, în spital. Nu aud de cum e bunica, de la poveste care ți-am zis, pare rău, dar... Când am fost tineră, când am trăit în Israel, în Kfar Chabad, Kfar Chabad tot e un sat, cu nume cu Chabadnikim. Știu că la română este o cuvinte Chabodnik. Chabodnik, da, Chabodnik. Chabodnik care ține regulile stricte. Da, da, exact. Da. Dar
Mic, în ibu, da. În ibraică este, cine este cu mișcarea aceasta Chabad, de Lubavitch. Da, da. Da. Și eu am crescut acolo cu această sat Chabad, Kfar Chabad, sat Chabad, lângă aeroport, lângă Lod, lângă Tel Aviv, este și acolo toate școlile nostru, toate, și la grădiniță, și colegi, tot ce am învățat, tot cu această idee de această mișcare, de această lucru care am învățat eu și soțul meu care este din Ierusalim. Dar pe aceasta și părinții nostru, și bunici, dar la bunici era mult mai greu, mult mai complicat să ține această religie. Mai stricte regulile, mai strict. De ce? Pentru că a fost în Rusia, în timpul de comunism. Și acolo dacă ai făcut ceva, orice ai făcut, orice ai ținut și aprindere luminare de șabat, era în ascunde. Dacă a văzut pe cineva, poți să te chem la poliția de ce ai făcut, cum ai făcut. Așa, de poveste. Au trăit vremuri grele, deci bunicii au trăit vremuri grele, pentru că nu se practica, practică, nu era liberă. Nu era liber, dar nu a lăsat. Deci a făcut sacrificiu. Ca să urmeze. Exact. Știu, de la această poveste am trăit. De exemplu, bunicul meu n-a avut șabat. Și era în forță, era nevoie să merg. A pus banda așa pe mână, a zis, am căzut pe mână, nu pot să merg la servici, am bunlavit, așa. Sau a făcut pe el odată că e nebun, să nu merge. Deci a făcut tot ce putea. Să ținem cât pot, să respectem aceasta iudaismului. Da. Mai încă o poveste, dacă mai pot să spun. Te rog. Mi-a zis mama mea, când era copil de 5 ani, a pus-o pe cărucior și a plecat la sinagoga cu o domnă. Bunicii cu părinții ei, a pus-o pe cărucior și a ascuns sub ea Sefer Torah, un Torah mic, ca să punem, să folosim această Torah în sinagoga, în Shabbat. Deci sunt plin de poveste și pe ele am trăit cum să nu lăsăm oricând, oriunde această drum. Și ați decis să veniți în România. Da, a fost un pionierat, cred, acum 22 de ani venitul în România, da? Dar iată că aici atât de multă lume te iubește și apreciază tot ceea ce faci tu pentru toată lumea. Ești un suflet foarte mare, ăsta este adevărul. Da. Spune-ne puțin, am vorbit mai puțin despre copii. Da. Că ne vom mai întâlni să vorbim și despre copii. Da, da. Poate vine și cu copii la radio să vorbesc. Da, da, de ce nu? Sigur că da, pentru că tocmai iată, mi-ai ridicat cumva întrebarea următoare legată de școala și ta, la care ne invităm, să știi, ne invităm să vedem după sigur. Ce trece corona. Da, exact. Tot după corona să avem alt viață, cine știe. Da. Deci, mulțumesc Domnul Zeu, Baruch Hashem, în ibraică se spune așa, avem 6 copii. Această copii nu era așa de ușor. Se spun religios, are mult copii, nu e adevărat. Deci primul 2 copii era mai ușor, dar după 6 ani am așteptat foarte mult și nu a venit încă un copil. Era foarte greu. Am fost la multe doctor și aici și acolo. Până, Baruch Hashem, mulțumesc Domnul Zeu, am primit pe al treilea. Și după încă o dată 6 ani, deci era car drum. Se mai venit a patra copil și ultima este gemene care a venit așa ca două împreună. Două prințese minunate, toți copiii tăi sunt să reușiți să aibă noroc, mamă, să aibă noroc. Da, la asta ne rugăm și ne mulțumim fiecare zi, că e mare, mare. Asta mi simt că am primit cadou mai special. O să vorbim și de mic ve puțin. Da, este foarte bine să vorbim și de micvă, pentru că am un motiv, voi avea o invitată peste 2 ediții cu care vom detalia puțin aceste aspecte de micvă. Știi ce legătură cu radio? Când merg cu femeia la micve, am întâlnit cu camera acolo când este radio. Da. A lucrat el acolo și noi acolo la micve. Dar când a venit femei, și a făcut această sacrificiu pentru această mitzvă, a venit departe și cu greutate, rugați pentru copiii mei. Și eu am încredere de asta, că în cauza de toată rugăciunea asta, mi-a ajutat să am copii, să am bucuria de familie. Asta este foarte bine, este foarte și este de fapt darul vieții. Așa este. Școala și grădinița pe care... Așa, am lucrat 6 ani, prima 6 ani de când am venit aici. Deci sunt profesoră cu diploma de profesoră de Tanah, de Biblia și muzica. Am învățat muzica, am cântat la pian, 12
conservatoriu. Ce frumos! Da, nu prea cânt acum, mai odată așa când am chef acasă, mai special Moțăi Șabat. După Șabat stau cu copii și cânt. Deci, prima 6 ani am lucrat la Lauder, prima zi de când am venit România. Deci am făcut întâlnire cu Doamna Tova Binun în Israel, nu mi-uit asta, întâlnire la Iotvata, la un cafe. Și de prima zi am lucrat acolo 6 ani, acolo am cunoscut multe prietene, pe Doamna Roza și pe Doamna Anca, da, și pe multe prietene, prietene dragi pentru noi toți, da, da, așa, sigur, este, sigur. Așa este. Da, era ca o casa mea, am stat chiar lângă Lauder și prima 6 ani am lucrat acolo cu drag, am dat și lecția de ibraică și de tradiția noastră, toate. Și după 6 ani era nevoie și să fie aici o grădiniță pentru copii israelian, ca încet încet a crescut aici această comunitate, a venit mult copii cu, din părinții, Israel cu părinții, părinții, da. Și mi-a rugat câteva prietene de aici, israeliană, uite, avem 2, 3, 4 copii, vor să fie școala cu limba nostru. Deci baza de școală în limba ibraică. Extra să fie și română, să fie și engleză, dar baza, toate activitate, toate profesorii să fie în această limba. Și încet, încet, acum 15 ani, am deschis prima dată, am luat o vilă mică cu 10 copii, care acum această copii au 16 ani. Chiar acum a sărbătorit 16 ani. Să fie sănătoși. Da. Eu am fost, dacă ți-amintești, la bar mitzvah și bat mitzvah, tot da. La copii din școala da. Ta. Da, a fost da. Minunat, mi-aduc aminte. Da. Aș vrea tare mult să-mi spui cum arată activitatea. Vrei să mai spui ceva despre școală, grădiniță? Încet și Baruch Hashem, avem 60 de copii, de la vârsta de 10 luni, creșa. Grozav. Da, până la clasa 4. Noi o să venim să știm vizită când se termină cu pandemia, și fiindcă veni vorba de pandemie și de corona, aș vrea să ne spui cum se desfășoară activitatea ta pe timp de pandemie. Ok, bine. E bine întrebare, că toată lumea ocupă cu asta și chiar am mult să spun de corona. La început s-a speriat toată lumea, nimeni nu știa ce înseamnă asta. Era ca un miflețet. Miflețet, cum se spune în română. Dar ceva negru care vine pe tine și nu știi ce. Ca un val negru, Așa. Dar din partea de familia mea a venit toate copii care învață departe de acasă. Băieții mei, după 12 ani, 13 ani, când sunt deja ieșiva la școala de religios, de băieți, care se învață și ei rabinat, gmara, talmud, lucru de învățătura de rabinat, și a plecat de acasă. A plecat, sigur că vine la sărbător, dar a plecat. Și acum în corona a stat toată familia 4 luni, pentru asta era bine. Dar altfel era șocat, toată lumea, n-a știut ce se fie, cum se fie, s-a închis tot, fiecare singur. Dar încet, încet, Serena, învețam noi tot cu asta, pentru că se spune cel mai profesor, cel mai specialist, că rămână, momentan rămână, până nu se găsește această vaccin. Vaccinul sau care trebuie. Da. Acum să spunem ascultătorilor care nu ne pot vedea, că noi avem maștie. Sigur. Tot distanța de 1,5 metri între stau noi. Stau așa de parte, sigur, sigur. Asta ținem noi foarte, foarte strict de când a dat voie să deschizi sinagoga acum 3 săptămâni. Avem aici la intrare, a donat un om foarte drăguț, această mas, fiecare om mor, voie să intru fere. Dacă unul puțin scoate așa, imediat spune celălalt, te rog, spune-ți înapoi. Dar, ce vreau să spun? Ok, a fost șocat, nimeni n-a știut, fiecare separat acasă, fiecare... Sunt cu familia, mulțumesc Dumnezeu, dar toți sunt singura acasă. Vreau să întâlnesc cu prietene, cu oamenii, cu comunitate. Încet, încet a început soțul meu să fac lecție pe Zoom, pe pagina Chabad House, Bet Chabad, asta e. Deci când deschide Chabad un centru, se numește Bet Chabad, Casa Chabadului. Da. Deci am deschis acolo și în ibraică și în română, asta prima lucru. Și al doilea lucru care am început imediat, și nu numai noi, toate Chabadului a făcut această idee, pentru că noi facem masă de Shabbat fiecare vineri. Ai fost și doamna voastră odată, cu 100 de oameni. Așa este, e o atmosferă de familie la tine, la masa de Shabbat. Era ultima 3 ani de turist, și de comunitate, dar și de plin de turist din Israel, și acum nu e nimic. Deci, perspectiva de ajutor economică era căzut. Da,
alți oameni. Exact. Trebuie să vorbim că tu ajuți, da, ajuți oamenii, exact, care chiar au nevoie. Lumea crede că evreii trebuie să aibă toată lumea bani. Nu e, da, chiar așa. Nu. Noi avem și săraci care trebuie, normal, să-i ajutăm. Deci asta, da. Ideea e așa, exact. Când încep, am fost șocat noi doi. Cum facem? Cum plătim lumina la aici la sinagoga? Acasă, sigur, nu? Era tot timp, era oameni invitat la masă și a plătit ceva. Și cu banii asta noi a ținut toată acea. Când a început corona, am fost șocat, n-am dormit noapte, mi-a bătut inima așa. Încet, încet, am scris și la oamenii, la comunitate, care vine la sinagoga, ajutor, vă rog, cu puțin cu lumina, cu facturile. Da, încet, comunitatea a ajutat, pentru că asta e ideea, una ajută la altul. Asta și este. Mai special masa de șabat, când era așa atmosfera și a fost una ca o familie, am gândit o idee și asta ce vreau să spun, făcut pachete de șabat. Am trimis la multe prietene, multe cunoaște și mai puțin cunoaște, dar că se simte că suntem împreună. Și dacă ești acasă undeva lângă unde stai dumneavoastră, da, a venit un șofer, a fost trei șoferi care m-a ajutat și câteva la comunitate care a luat mașina, a venit la niște familie, a dat pine de șabat, hala, luminare de șabat, câteva salate, câteva pui sau pește, ca se simte fiecare împreună, să nu se simtă singur. Exact. Oamenii trebuie să înțeleagă, evreii se simt împreună, exact, pentru că asta este lucru cel mai important, exact, atunci când este o nevoie, să simți că nu ești singur. Asta e fantastic. Exact. Aș vrea să încheiem acest prim interviu cu un gând al tău pentru cei care ne ascultă, să le transmiți și să știi că mai vin, cu siguranță mai vin, pentru că ești o invitată încântătoare. Mersi, mersi. Da, deci chiar tot cu această corona care este blocată pe mintea noastră, da? Uite, de exemplu, acum a născut cineva bebeluș, nu vede oamenii, dar tatăl copilul a zis, uite, nu poți să faci chiduș aici la sinagogă, nu face masă, a luat niște pachete roz cu mâncare roz tare și frumoase, trimite la familie, la familie care e nevoie, ca se simte să sărbătorim noi tot, cum ai zis înainte, ca suntem împreună, cu o familie. Da, să ne simțim împreună. Asta ce e important. Ia un telefon la o prietenă, sau nici nu la prietenă, la un om care cunosc, care ai văzut pe el, care cunoști de la are părinți, un părinț de la un copil de la colegi, nu dai un mesaj pe WhatsApp, hai ce faci și gata. Nu, ia un telefon, cum ești cu corona asta, cum te simți, cum... Deci oamenii sunt foarte... Deci să fie, da, solidari unii cu alții. Vă-l spun, o să termin cu poveste care mi-a tras inima, am făcut-o tot. Avem și, apropo, Ladies Club, care, da, pe acolo te-am cunoscut, da, prima dată. Da, așa este. Deci Mihaela care face asta cu mine a zis, uite, asta doamna Serena Adler care am auzit de tine așa de mult. Asta era prima dată care te-am cunoscut și asta este întâlnire cu femei care învețam tot de această tradiție nostru, regul nostru, vorbim puțin de și ce am vrut să spun, stai puțin. Ai vrut să spui și ai atât de acolo, multe activități. Acolo, da, ceva la a fost. Ladies Club, da. Ai vrut să spui că la Ladies Club ne-am întâlnit, te-ai întâlnit și da, pe da, timp de pandemie. Ne-am da, întâlnit da, 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 pe Zoom, asta ai vrut să spui. Da, da. Ok, am făcut odată o lecție și o doamnă a zis așa, uite, sunt foarte singură acasă, dar merg fiecare zi plin de la bucătărie, la sufrageria, pup pe mezuza și mă simt cu mine. Ce frumos! Îți mulțumesc. Asta foarte era. Frumoasă! Deci simtim că Dumnezeu e cu noi și această iubire și fericire neapărat și acum, mai special acum. Mai mult, da, mai mult ca decât în alte dăți. Da. Draga mea, te aștept și altădată cu postea și îți mulțumesc din suflet și sper să ne revedem cât de curând. Cât cu de drag, curând. Cu drag. Mersi. Cu drag. Pe numai curând. Bine. La revedere. Cred că ați ascultat-o cu plăcere pe Rișa Daici și cine o cunoaște, cred că a avut o dublă bucurie, cine nu o cunoaște va dori să se apropie și să o cunoască mai bine. Ce aș vrea eu să vă spun, mă simt foarte bine că este pentru prima oară când noi punem împreună înregistrări anterioare și suntem și noi aici, eu cu Sophie, sper să continuăm în același fel și aș vrea să nu închei ediția de astăzi înainte de a vă spune ce vom face săptămâna viitoare, ce vom avea săptămâna viitoare. Iată, am aici o carte
cred că o vedeți. Este, cartea se numește Eva, fata mea. Vreau să vă spun că este vorba de o fetiță de 13 ani, Eva Haiman, în timpul Holocaustului, care are o poveste asemănătoare cu cea a Anei Frank, derulată însă în loc de 2 ani, cum a trăit calvarul acela Ana Frank, această fetiță l-a trăit în câteva luni. Cartea este foarte, foarte emoționantă, iar săptămâna viitoare vom discuta împreună cu Marius Popescu, pe care îl cunoașteți din ediții anterioare, împreună cu care am făcut și alte teme legate de Holocaust, și cu o invitată, două, vom vedea, încă lucrăm la această ediție, vor fi invitate din Oradea. Trebuie să știți că această fetiță era din Oradea, acolo avem și o statuie dedicată ei. Este din nou o ediție emoționantă. Vă pregătesc și pentru edițiile care urmează până în Roșașana, anul nou evreiesc. Anul acesta va fi pe 18-19 septembrie și înainte voi avea o surpriză specială pe care chiar nu vă spun. Va fi în lunea dinainte de anul nou. Aș vrea să vă spun că pregătim foarte multe lucruri, că vă mulțumesc mult că ne ascultați, pentru că dacă eu sunt acum aici împreună cu dumneavoastră, este nu pentru că n-aș avea multe alte lucruri de făcut, ci pentru că mă simt motivată de gândurile voastre frumoase, de tot ceea ce spuneți în legătură cu Radio Shalom și cu emisiunea mea. Vă sunt recunoscătoare și promit să continuăm și să vă avem, de ce nu, și pe voi invitați în alte ediții viitoare. Draga mea Sofie, îți mulțumesc mult de tot. Îl aștept și pe Alex să fim așa în echipă completă. Și gânduri bune, o săptămână minunată la toată lumea și pe curând, pe lunea viitoare. Romenie. Gewein am Ulaland, da zise a schene. Romenie. Gewein am Ulaland, da zise a feine. Dort se woinen is a fargnigen. Du's Harz lässt dir, du's kennst die Kriegen. Amma liegele, Appa stramale, A carnazzale, In a glazele wein. In Rumänien ist doch geht, Wenn kein Geiges weiß man nicht, Wein trinkt man überall, Wenn verbeißt man Kaschtabau. Ei, digge, 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 Ich lieb noch Prinzen, Mama liegen, tanzen, Fräser, Fräser, stell ihr, wenn ihr heißt, ein Patzler, Challenge, mach, heit dir die Tanze, 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 oi, zusammen, Chaya, besser kann es sein, oi, ihr paar Griegen, ist rumänisch Wein, die Rumänen trinken Wein, in essen, Mama liegen, in Bereskisch sein Egen, bei Boyerer ist beschicken, sing, mach, heit dir die Tanze, 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 Oi, zusammen haie, besser kann es sein. Oi, ein paar Genigen, ist rumänisch Wein.
Menschen Maie steht in Kisch die Kerne Haie. Ungetin in altes Grab, es macht der Kiegel Kube Tschabe. Setz, heitili dam, setz, heitili dam, setz, heitili dam, setz, heitili dam. Oi, zusammen Haie, besser gerne sein. Oi, ja, war geriegen, ist rumänisch Wein. Gibt's in Kischen, ist am Moi, wenn sie je so sechzen. Wenn mit Kisch dein alter Moi, heit sie uns die Kräften. Setz, heitili dam, setz, heitili dam, setz, heitili dam, setz. Oi, zusammen Haie, besser gerne sein. Oi, ja, war geriegen, ist rumänisch Wein. Romania, 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 Romania,